Bună, micuților campioni! Bine v-am regăsit! Și pentru astăzi v-am pregătit o activitate care sper eu că vă va plăcea la fel ca și celelalte. Pentru că am văzut că ieri ați fost foarte încântați de activitatea în care ați avut ceva de mâncat. M-am gândit și astăzi să facem același lucru, doar că vom schimba alimentele. De data aceasta vom avea nevoie de următoarele alimente. Vom avea nevoie de legumele acestea, o roșie, castravete și puțin cașcaval. Astăzi vom face niște bărcuțe frumoase care la final pot fi mâncate. Să începem! Roșiile le vom tăia în feliuțe. O să vă rog să le spuneți părinților voștri să vă ajute și să taie ei aceste alimente, pentru că este periculos ca voi să umblați cu cuțitul. Eu deja am tăiat o roșie în feliuțe. Luăm această parte din mijloc până rămâne o simplă feliuță de roșie pe care o așezăm pe farfurie. Castravetele îl tăiem în feliuțe, iar feliuțele le tăiem în două jumătăți. Avem nevoie de o jumătate de feliuță de castravete. Iar cașcavalul trebuie să-l tăiem în formă de triunghi. Cam așa. Acum vom mai avea nevoie de o simplă scobitoare. Această scobitoare o vom introduce în mijlocul feliuței de roșie. Apoi vine rândul castravetelui pe care trebuie să îl punem pe scobitoare până scobitoarea iese pe partea cealaltă. Iar la final avem de pus acest cașcaval în formă de triunghi, care este ca un steguleț. Și uitați-vă, dragii mei, am o bărcuță care poate fi mâncată și este delicioasă. Voi acasă puteți să faceți mai multe bărcuțe și puteți să schimbați aceste alimente. Puteți să improvizați cum doriți. Puteți pune banană în loc de castravete, puteți pune ardei în loc de cașcaval. Puteți face așa cum vă doriți voi. Eu sunt tare nerăbdătoare să văd ce bărcuțe frumoase veți face și să-mi spuneți dacă au fost gustoase. Vă pup și ne revedem mâine cu o nouă activitate interesantă. Pa!